În cazul în care în această seară ați văzut toate filmele despre Iisus Hristos, Ministerul Adevărului vă propune compania a doi băieți care mâine nu vor spune Hristos a înviat, nu vor fi stropiți cu aghiazmă și nu vor sfinți Pasca. Unul cântă Hare Krishna pe bulevardul Ștefan cel Mare, iar altul ascultă De voia lui Allah. Nume? Ilșeh. Părintele Victor. Mai duhovnă ime Aciuta Priya Dars. Prenume? Mohamed. Arseni. Cimucenca. Vârstă? 39 de ani. 42. 50. Religie? Musulman. Ortodox. Hinduism. Binecuvântează colegul de interviu. Rabbana ighfir leu. Все благословения возможные. Domnul și Dumnezeu să-i binecuvinteze. Care este numele lui Dumnezeu? Allah, Dumnezeu. Cel mai bine numele lui Dumnezeu este bine de spus Tată, că este mai aproape cel mai duios nume. У Бога бесчисленное количество имен в зависимости от его качества. Cum îl cheamă pe Papa de la Roma? Benedict. Papa Benedict. А как зовут предводителя нашей конфессии? Când ai fost inițiat? De când m-am născut. După ce m-am născut. Я следую этой религии уже 32 года. Cât de departe e casa Domnului? Întotdeauna e foarte aproape. Dom Gospoda в нашем сердце. Pentru cel care nu crede și nu se roagă, este foarte departe. Dar pentru cel care crede și slujește în Sfântul Altar, este mereu aproape și cu inima și cu suflet. De câte ori trebuie să bați ca sigur să ți se deschidă? Păcă ne-a trăit. Cred că de 3 ori. Atunci când te socoți că ai pace în suflet, atunci poți să bați ușa care este Dumnezeu, atunci de câte ori vei bătea, se va deschide. Cu ce bate Dumnezeu dacă se știe sigur că nu cu bățul? Dumnezeu nu bate, cred că întotdeauna noi o facem singur. Să știți că Dumnezeu niciodată nu bate. На самом деле Бог не бьет, бьем себя мы сами. Ce vei face azi dacă afli că mâine mori? Cred că aș încerca să mă corectez mai mult. Aș alerga la mărturisire și la pocăință să fii pregătit sufletul și lumea pe arară. Я бы постарался делать то, что я делаю уже 32 года. Cum ai ajuta un ateu să devină krishnait? В зависимости от желания этого человека. Musulman? Cred că nu l-aș ajuta, aș vorbi cu el. Creștin? A trebuit, în primul rând, să vadă fapte și nu vorbe la unul față bisericească. Ce trebuie să faci dimineața ca să ai o zi fericită? Cred că trebuie să te trezești în primul rând dimineață. Sigur că te-ai sculat dimineața, mulțumești lui Dumnezeu pentru noaptea ce a trecut și să faci rugăciune dimineață. Утро самим Богом предназначено для самых чистых побуждений и для молитвы. Ce facem cu homosexualii? Unii spun că trebuie să-i împușcăm. Eu cred că au dreptul lor de a trăi. Îi primim pe dânsii la Sfânta Taină mărturii, spocăiași și nu mai fac acest păcat. Люди нуждаются в истинном знании для того, чтобы победить заблуждение. Dacă v-ar lovi colegii de interviu în obrazul drept, îl ați da pe cel stâng? Cred că nu. Я попытаюсь понять, почему Господь так устроил прежде всего. După tradiția bisericii, așa și este ca atare în căsăreau și pe... E, dar să aibă tot și o leac și de milă. Răspundeți cu da sau nu. E corect să stai dezbrăcat pe plajă? E corect. Нет. Nu. Să mănânci cioric? Din punctul meu de vedere, nu. Нет, мы вегетарианцы. Să guști. Să zâmbești domnișoarelor? Da. Зависит от времени, места, обстоятельств. Ca o dragoste frățească, da. Să bei o caldare de vin? Nu. Нет. Să guști, da. Nu o caldare, dar să guști. Transmiteți un mesaj lui Dumnezeu. Atmanna al-ghufran Allah subhanahu wa ta'ala. Ca toți creștinii să vină la slujba învierii și să primească lumina lui Hristos și această lumină să triumfe în toate zilele vieții lor. Пожалуйста, прими меня и займи меня в служении тебе. Un sfat pentru Ministerul Adevărului. Întotdeauna să spun adevărul. Să se străduie, să fie cât mai sincer și părerele care ei le au, să le creadă ei întâi și să împărtășească și ceilalți. Că poate mai să mai aduc unele critici, dar dacă sunt adevărate și sunt bine puse la locul lor, atunci cred că face față lucrurile. Я желаю вам чувство юмора, как
вы его и имеете. И желаю, чтобы через смешные вещи люди постигли очень серьезно Бога. Что-то съел, и коммуникация с Апрель-Готешт, а я могу прибавить. Чи не опорот приму, ому сау гаина? Eu nu știu cine s-a născut primul, dar consider că este vital important ca omul și deasupra găină. Sau omul să nu fie o găină. Dar există riscul omul să moară ultimul, după aceea să extermine tot viața. Pământ, el să dea ortul ultimul. Practic nu sunt de acord. Eu am văzut. Să rămână numai nano-robot, să mă devinești. Eu văd clar scenariul ăsta, știi, tot ce-i viu, tot omenirea a dispărut, știi, în urma unui colaps global. A rămas așa o cameră de luat vederi, știi, stă așa și filmează într-un nicăieri. Și un ochi de găină, să uită. Știi, mai e de moșanță. Așa în cameră, țoc.